care se vor aplica asupra unui reader. Așa încât nu știu cu ce să încep, cu ce să continu și mai ales cu ce să termin. Dar o să iau first things first. Eu mă simt, deși fără îndoială nu pare absolut deloc, mă simt de aceeași vârstă cu voi. Nu prea cred că am mai crescut de la vârsta voastră. Adică, într-un fel, întotdeauna și toată viața m-am simțit un perpetu elev. Sau, cel mult, să spun așa, un perpetu student. În orice caz, mi-au displăcut întotdeauna fumurile, fasoanele, aroganța și morga celor care se numesc de multe ori artiști sau scriitori. Vreau să vă spun că eu nu folosesc acest termen pentru mine. Eu mă consider un om simplu, un om care încearcă să înțeleagă și el de ce e pe lume, ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă cu toți ceilalți. Și în ultimii ani am încercat să înțeleg și lucrul cel mai de neînțeles de pe lume, ce se întâmplă cu națiunea noastră. Cu cât meditez mai mult asupra acestui fapt, cu atât înțelegi mai puțin. Dar asta e cu tot o altă poveste. Povestea noastră care ne-a reunit aici este povestea unei revoluții tehnologice. După cum știți, au existat asemenea revoluții în trecut și vor mai exista, probabil. Astăzi trăim una dintre cele mai dramatice, ca să spun așa, din toate punctele de vedere. Este o revoluție rapidă, care pe noi, oamenii cu ceva decenii în spate, ne-a luat prin surprindere, dar probabil că pentru voi este mai puțin dramatică, pentru că voi, într-un fel, v-ați născut în zorii acestei revoluții. Ea continuă, nu știm unde ne va duce, nu este vorba numai despre revoluția în electronică și în gadgeturile de toate felurile care ne-au schimbat viața, este o revoluție globală în toate zonele științelor. În aceeași direcție duc, știu eu, nanotehnologiile, noile înțelegeri ale lucrurilor în medicină, computerele de felurile acestea foarte noi, care se bazează pe fizica cuantică. Toate aceste lucruri care vor exploda în viitor și care astăzi sunt în germ. Bineînțeles că o revoluție tehnologică influențează și celelalte sfere ale vieții umane. Nu se poate ca o astfel de revoluție să nu influențeze sfera socială. Nu? Rețelele de socializare nu existau acum 20 de ani. Acum toată lumea stă pe Twitter, pe Facebook și deja ne-am cam plictisit de ele și vrem altceva. Lucrurile se schimbă foarte rapid. Deci este o revoluție socială. Fiecare poate comunica instantaneu cu fiecare în întreaga lume. Poți avea un prieten în Brazilia sau unde vreți voi, în Australia. Ceea ce nu se punea problema. Nu exista acum 20 de ani. Aceste lucruri nu sunt frivole, nu sunt de suprafață, sunt foarte profunde și afectează ființa omenească în întregul ei. Apoi, o revoluție culturală. Fără îndoială, nu asemenea celeia lui Mao Zedong, dacă știți la ce mă refer, care nu a fost nici revoluție, nici culturală, ci a fost măcel al intelectualilor în China acum 30-40 de ani. O revoluție culturală adevărată, adică o schimbare dramatică în înțelegerea noastră a ceea ce înseamnă cultura, a ceea ce este cultura. Aș putea vorbi despre o hiperdemocratizare a vieții în general și a culturii în special. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru depășește cu mult trecerea cărții de pe format obișnuit, de pe celuloză, pe format electronic. Acesta e doar un semn la fața ce se întâmplă. De fapt, toate elementele culturale se schimbă fundamental în zilele noastre. Trebuie să revizuim fundamentele, chiar obișnuința lecturii, de fapt. Obișnuința lecturii care pentru noi, generațiile mai vechi, era un dat. Noi ne-am născut cu cartea în mână. Nu aveam altceva. Nu exista alt mijloc de stimulare cerebrală, ca să spun așa. Voi v-ați născut cu mouse-ul în mână. Cei care vor veni după voi nu vor mai ști nici de mouse. Mouse-ul va dispărea foarte repede. Vor
sau alte forme de comunicare cu computere, viitorul, care probabil nici nu se vor mai numi computere. Noi am fost obișnuiți să citim. De mici, mi s-au citit cărticele, probabil și vouă, pentru că bunicii și părinții voștri aparțin vechi culturi, vechi civilizații. Dar apoi, noi am pus mâna pe cărți și primul lucru pe care l-am făcut a fost să citim cărți și apoi am citit din ce în ce mai mult, până când n-am mai citit cărți, am citit literaturi, cum spunea Călinescu, și n-am mai citit literaturi, ci am citit însăși lectura. Am citit sistemul cultural, sistemul literar, care face ca toate cărțile să existe, pentru că literatura nu e o grămadă de cărți. Facem aici un format de cărți și zicem, iată, a apărut o literatură. Nu, o literatură e un edificiu. E o construcție, cum este acest amfiteatru. Un edificiu format din plicul și din gol, din cărți bune și din cărți proaste, din cărți minunate și cărți oribile, toate au justificarea lor, pentru că nu există cărți bune fără cărți proaste. Eu am un mare respect pentru scriitorii proști. Mi se par fundamental, nu? Mai ales cantitatea, 90% din literatură sunt proști scriitori. Dar gândiți-vă dacă acest amfiteatru ar fi plin, deci ar fi cărămidă compactă sau beton compact, cum ați mai intra în el? Deci e nevoie și de goluri. Și de plinuri și de goluri. Și golurile formează cea mai mare parte a unei clădiri. Tot interiorul este gol. Tot interiorul literaturii format din literatură proastă. Dar ceea ce contează sunt arcurile de beton care stau deasupra lor și care dau edificiului valoare. Noi citeam pe hârtie. Și voi citiți pe hârtie în continuare, dar din ce în ce mai mult trecem cu toții pe substrat electronic. Această lectură pe hârtie nu era o lectură primitivă și nu va fi niciodată. Dimpotrivă, este probabil cea mai perfecționată formă de lectură. Pentru că ceea ce noi numim carte, fundamental, nu este conținut, nu este software. Adică, știu eu, scrierile lui Sadogan sau ale lui Blecher sau ale lui Artes. Ceea ce numim carte este un aparat. Este un aparat format din file. Este acest paralelepiped format din file care se dau una după alta. Să știți că acest aparat a fost o invenție extraordinară a omenirii, ca și roata, ca și inventarea sau descoperirea, mai bine zis, a focului. Pentru că inițial, nu se citea în felul acesta. Se citea pe suluri, pe papirusuri, care erau înfășurate și se desfășurau așa și citeai. Ele se numesc în engleză scrolls. Aceste papirusuri erau extrem de incomode pentru citit. Vă dați seama. Nu puteai avea o privire de ansamblu asupra ceea ce citești. Trebuia să desfășori încet, încet, să citești câte o bucățică, câte o bucățică, și apoi surul se împășura în partea cealaltă. Nu puteai vedea dintr-o privire cum se termină cartea. Trebuia să desfășori tot surul pentru asta. Nu puteai face link-uri, cum spunem noi acum. Nu puteai lega o pagină de alta. Nu puteai sări peste pagini. Trebuia să citești încetişor, încetişor și era foarte greu. De aceea, când a apărut lectura pe computer, pe computerele fixe, care stau pe desk-urile noastre, deci desktop computers, acest gen de lectură a fost o involuție extraordinară față de carte. Pentru că a fost o întoarcere la papirusuri, nu? Când terminezi ecranele pe computer, spui, faci scrolling. Știți acest nume? Faci scrolling. Deci, citind pe computer, tu derulezi ecran după ecran după ecran într-un mod foarte primitiv de a citi. De aceea, nimeni niciodată n-a citit serios cărți de literatură pe computer, pentru că nu se poate. Și în al doilea rând, la computer, stăteai, la computerele clasice, stăteai în popou, cu ochii în ecran și te dureau toate oasele. Nu puteai să stai să citești, știu eu, 3-4 ore, când este o lectură obișnuită. Dar gândiți-vă de la ce se plecase, de la cel mai minunat instrument de lectură, de la carte. Cartea este perfectă. Cartea este făcută, codexul, cum se numea, dar este făcut ca să-l ții mână. Cum spunea Aziz, carte frumoasă, cinste cuitea scris, încet gândită, gingaș tipzuită,
după aceea ești adună pe unită mâinilor mele care te-au deschis. Ești ca vioara singură ce cântă, iubirea toată pe un fir de păr și așa mai departe. Deci cartea era făcută după forma mâinilor. Era făcută, era adaptată perfect corpului uman. De aceea era cu asemenea plăcere să citești. Pentru că aparatul era perfect. Și cum citeam eu? Niciodată nu m-am dus la bibliotecă, vă spun sincer. Nici măcar când eram student. Eu am stat tolănit în pat, cu cartea în brațe, toată viața mea. Și acum citesc la fel. Dacă nu stau culcat cu niște perne înalți, așa, sub ceapă, eu nu simt că citesc. Pentru că cititul pentru mine nu înseamnă numai să urmăresc cu ochii șirurile de litere și să văd ce se petrece în carte. Nu. Cititul este o mare plăcere, este o vorbitate pentru mine. Este, nu știu cum să vă spun, este locomoțiunea, cum spunea un critic poet, locomoțiunea minunată într-o altă lume. Dar voi știți toate lucrurile astea, nu trebuie să le dea repede. Cititul este o mare plăcere. De ce cititul e superior filmului? De ce cititul e superior televiziunii? Pentru că implică o mult mai mare participare din partea noastră. Se spune că o imagine face cât 10.000 de cuvinte. Da, dar o imagine o percep imediat, într-o fracțiune de secundă. Nu particip în general. Sigur că mintea este avidă de input cerebral, dar nu particip în general foarte tare la o imagine. O pictură extraordinară, o pictură renascentistă, este o imagine specială, o imagine artistică pe care ochiul zăbovește. Dar nu zăbovește atât de mult cât zăbovește asupra cărții. O carte înseamnă o sesiune de lectură de o săptămână, de două săptămâni, de o lună, în care mintea ta lucrează continuu. De bine. Vreau să vă spun acum cât de important e cititorul, pentru că de obicei noi învățăm la școală că în lumea cărții există doar două lucruri. Scriitorul și cartea. Dar, de fapt, cititorul este la fel de important. Este al treilea versat. Pentru că scriitorul spune, era seara. Ei, scriitorul, în momentul în care a scris această frază, era seara, el se gândește la o seară din viața lui. Nu? Dar cum a perceput el odată o înseară? Dar voi nu aveți acces la mintea lui. Deci nu puteți să știți exact ceea ce a scris. Voi vă imaginați o seară pe care a scris-o voi. Deci cititorul recrează cartea, care e un simplu cod. Recrează cartea cu experiențele lui proprii. Din punctul ăsta de vedere, niciodată voi oameni n-au citit aceeași carte. Fiecare citește altă carte. Noi inventăm, de fapt, cu propria noastră substanță, cu materialul clientului, cum se zice, orice scriere. De aceea noi participăm jumătate-jumătate la actul artistic, la actul literar, jumătate-jumătate cu scriitorul. Este ca în dragoste sau ca în sex, dacă vreți. Există, e nevoie de un bărbat și de o femeie pentru sex. Și nu numai pentru sex, ci pentru ceea ce uneori iese din sex când vrem lucrul acesta și nu un copil. Un copil are jumătate din codul genetic al femeii care l-a născut și jumătate din codul genetic al bărbatului. Nu neapărat soțul, nu? Așa. La fel și o carte este un copil născut prin dragostea erotică, voluptoasă, între creierul scriitorului și creierul fiecărui cititor. Nu poate exista o carte scrisă doar de un scriitor și necitită de nimeni. Dacă o carte nu e citită de nimeni, nu există. La fel, dacă un scriitor este genial, ne face și pe noi genial. Deci fiecare dintre noi care citim și ne înțelegem, devenim genial. Asta este un lucru extraordinar pe care îl dă iară literatura. Și așa mai departe, se pot spune foarte multe lucruri despre relația dintre cititor și scriitor. Ce modifică trecerea cărților pe format electronic? Nu modifică nimic. De ce vă spun asta? Pentru că liderele și tabletele pe care citim și care au și ele liderele lor, și-au dat seama că, de fapt, cartea înseamnă aparatul de răsfoit. Așa încât au renunțat, în general, la derularea ecranelor și includ mici programe care răsfoiesc cărțile. Uneori cu niște efecte din acestea de animație, dai pagina cu degetul, vezi cum ea se întoaie și auzi și un foșnet, nu? Auzi și un foșnet în urmă cu ei. Deci ele
citită cartea, pentru că și-au dat seama că nu se poate inventa ceva mai bun decât cartea. Așa încât, chiar și pe format electronic, avem tot cărți. Cele mai perfecționate litere, de fapt, sunt în formă de carte, în formă de codex. Așa încât avem un hardware modificat, electronic, dar care imită hardware-ul vechi, și avem un software care este produsul minții mele ca scriitor și al tău sau al tău ca cititor. Așa încât nu se modifică nimic. Se modifică niște habitudini. De pildă, nu mai mergem cu cartea în tramvai sau în autobuz, mergem cu reader. Cu mare teamă să nu mi se pune, nu? Așa. Nu mai stăm pe plajă cu cartea, cum se stătea înainte, cu cartea deasupra, așa, ca să nu mai ne bată soarele, nu? Ci stăm cu reader. Și așa mai departe. Deci, ni se modifică, de fapt, puțin niște habitudini. Reader-ul este mai scump, dar, în schimb, poate înmagazina cărți foarte mult. Este mai impersonal. Cărțile sunt frumoase, au coperți, au mirosul acela de tipăritură proaspătă, mirosul de clay, lucrurile acestea nostalgice pentru cei de vârsta mea. Reader-ul nu mai are așa ceva. În schimb, are alte calități. Și anume, dacă ne evită de copaci, într-un fel, pare mai atrăgător să citești pe reader, deci din motive ecologice. Totuși, reader-ul când se termină, nu-l poți arunca în mediu, nu? Pentru că este extrem de toxic. Și înăuntru este toxic. Deci, o problemă se rezolvă, dar apare altă după asta. Trebuie să plângem la părinți ca să ne cumpere un iPad, nu? Pe cât părțile sunt mult mai ieftine. Sau unele dintre ele sunt mai ieftine. Dar dacă te gândești că ai pe dintre 1500 de cărți sau 2000 de cărți, până la urmă merită investiția, nu? Făcând contul acesta ca să-l spuneți părinții. Pentru că părinții nu se va cumpere iPad-uri, știu că mulți aveți, dar cei pentru cei care n-au. Nu se va cumpere dacă spuneți vreau să vorbesc cu colegii mei pe el. Sau vreau să văd filme sau nu știu ce. Părinții nu înțeleg lucrurile astea simple ale vieții. Trebuie să se recicleze și ei. Poate îi ajutați. Dar ceea ce înțeleg sunt cărțile. Înțeleg educația. Părinții investesc foarte mult în educația voastră. Și atunci o să vă cumpere, dacă voi le spuneți, îmi trebuie pentru la școală, îmi trebuie pentru educație, îmi trebuie pentru ca să am manuale pe ele, îmi trebuie ca să fac temele pe ele. Și așa mai departe. Ăsta este un fond prețios pe care vreau să vă spun și am pus așa. La fel m-a șantajat și pe mine fiul meu de 10 ani. Și a trebuit să-i cumpăr un iPad. Bineînțeles că tot se joacă cu el, nu? Toate astea cu educația au fost bancuri. Dar sunt bancuri eficient. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, nu vreau să mai lucrez. Și mă bucur mult de tot că sunteți, așa cum a zis și doamna Lidia, foarte frumoși, foarte curați, foarte buni. Și vă doresc să rămâneți așa. Și pe ceea ce contează în viață, nu e niciodată inteligența, ci bunătatea. E lucrul cel mai bun pe care îl poate avea și în viață. Mulțumesc mult!